Îl binecuvântăm în seara aceasta pe un Dumnezeu care nu s-a învechit nici în generația asta. Un Dumnezeu care deține controlul tuturor lucrurilor și în vremea asta, și în anul 2024, și cât va mai ține veacul, cât vor mai ține vremurile, Dumnezeu mai poate să mai facă lucruri noi și binecuvântate cu viețile noastre. Am să vă citesc un singur verset în această seară, dragii mei, unul dintre cele mai superbe versete ale Bibliei. Și deseori, fie în întâlniri private, fie în podcasturi sau în anumite interviuri, am fost întrebat: domnul pastor, care e versetul preferat al dumneavoastră din Biblie? Și vă mărturisesc că uneori spuneam primul care îmi vinea în minte: mă, cam ăla-i. Dar de o bună bucată de vreme, inima mea a rămas la un cuvânt a lui Dumnezeu și la un verset pe care pot să spun astăzi cu tărie că e versetul preferat al meu, al Bibliei, în dreptul meu, care mi-a vorbit de nenumărate ori. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu din Isaia, capitolul 41, cu versetul 10, îmi zice mie în seara asta, dar vă zice și dumneavoastră în seara asta, în felul următor: nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare și pentru aceste lucruri vreau să zic alături de dumneavoastră, lăudat să fie Dumnezeu. Vă invit cu respect să vă reașezați. Dragii mei, în această seară, preț de câteva minute, am să vă duc într-o călătorie importantă pentru orice viață. Spun eu deseori, la tare multe predici, că omul trebuie să activeze de fiecare dată sinceritatea și dorința. Atunci când stai în fața cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, dar n-ai puterea sincerității, e greu, ciudat, ilegal. E de-a dreptul dezonorant chiar și la adresa lui Dumnezeu, dar e dăunător pentru sufletul omului. Când omul are curaj să stea sincer și să spună: ăsta sunt eu, asta trebuie să fac eu, cam pe aici mă aflu eu, acest cuvânt viu al lui Dumnezeu, cu siguranță lucrează într-o inimă care trebuie să fie modelabilă. Mai apoi, omul trebuie să fie foarte dornic, că dacă nu ești dornic să auzi, să înțelegi, totul trece în grabă mare. Și ajungem în punctul acela pe care l-am cântat în seara asta: ne mințim că vom fi, că am fost cândva ceva, că vom fi cândva ceva și deseori omul ratează prezentul. Uitați-vă că oamenii se gândesc la ce au fost ei cândva, cine au fost ei cândva. Și eu aud deseori, eu când am fost tânăr, noi când eram cu echipa, cu tare, cu prietenii, cu tare, noi când eram ceva. Mai apoi vorbesc cu oamenii despre viitor, vom fi ceva, vom fi ceva, noi vom fi ceva. V-am mai spus eu de bunii mei prieteni și colegi la un moment dat, în anii de liceu, care erau aduși de la diferite echipe de fotbal din țară, aduși la Jiu Petroșan, care pe vremea era mai pe val, și îi creșteau un pic și apoi îi vindea mai departe. Numai că colegii mei întotdeauna au fost echipa păcii, că luau bătaie de la toți. Ei, de fiecare dată, vorbeau fie la trecut, fie la viitor. Vinea câte unul și spunea: eu cu echipa de unde vin, păi tu știi ce buni eram noi, tu știi ce făceam noi, tu știi, bă, și toți erau buni de unde ori venit. La un moment dat vorbea: oh, am auzit că o să mă vândă, o să mă transfere pe acolo, o să dau totul. Mintea mea era un blocaj de logică. Bă, dar dacă acolo ai fost tare bun, dacă acolo vei fi tare bun, toți sunteți așa, cum ar fi să fiți aici, în prezent, tare buni? Dragii mei, pentru că înaintea lui Dumnezeu să știți că își contează tare mult prezentul, care creionează indiscutabil viitorul. Contează tare mult ca omul să se uite astăzi la el și la viața lui, ca să-și poată creiona un viitor binecuvântat de Marele Suveran. Mi-am adus aminte acolo stând pe bancă,
de o doamnă din perioada pandemiei, când la un moment dat am fost lăsați să ținem slujbe în aer liber. În momentul în care ne-am adunat într-un parc, au venit foarte mulți oameni. S-au așezat scaune acolo, oamenii erau dorni să se întâlnească unii cu alții după o bună bucată de izolare. La un moment dat, cineva vinea la braț cu o doamnă cochetă, îmbrăcată impecabil, o pălărie frumoasă în cap. Am apreciat așa de când am văzut-o că vine, eleganța dumneai ei. Am zis, bă, superb, extraordinar. La un moment dat îmi vine și îmi spune sora care a adus-o, zice, am adus-o pe prietena mea din copilărie, mi-o arată, zice, ea este fotograf. Acum nu cred că mai făcea fotografie, era destul de în vârstă, trebuia și ajutată să se miște. Dar la un moment dat zice, la viața eu a fost fotograf, am adus-o aici, a fugit de Dumnezeu, a fugit de Biblie, a fugit de preoți, a fugit de pastori, a fugit de toți care spun ceva despre Dumnezeu, zice. Și i-am spus și am păcălit-o, spunea acea doamnă, că o duc la un concert de muzică creștină. O să fie, că și cânta cei de la Raze de Lumină, au zis, o să i-am adus aici, dar mă rog ca Dumnezeu să facă ceva și cu prietena mea. La un moment dat, eu mi-a venit rândul să predic, mi-aduc aminte că bătea un soare atât de puternic, n-am văzut pe nimeni în fața ochilor, era atât de puternică lumina care îmi dădea în ochi, dar mi-am făcut partea mea, la final, fără să zic prea multe lucruri. În față, când eu am ridicat pe oameni în picioare și am zis, sunteți aici oameni care vreți să mergeți cu Dumnezeu acasă, care vreți să rămână Dumnezeu cu voi și lângă voi, care vreți să-L vedeți pe Dumnezeul care nu pierde niciodată, dar n-am apucat să le spun, dacă vreți să veniți aici în față, să mă rog pentru voi. Femeia asta s-a ridicat, ajutată de un baston, a început să vină, după ea au venit și alții, la un moment dat m-am coborât de pe scenă. M-am dus înainte fața dumneai ei, m-a prins de umeri și a zis, pastore, zi-mi ceva frumos despre Dumnezeu. Și am zis, Dumnezeul pe care eu l-am predicat mai devreme e un Dumnezeu care rămâne lângă om. E un Dumnezeu care nu pleacă niciodată de lângă om. E un Dumnezeu care îl iubește pe om și vă iubește și pe dumneavoastră. Și m-a strâns în brațe, m-a ținut așa strâns preț de câteva momente. Atât o plâns bătrânica aceea. Pastorul de acolo s-a dus, a luat legătura cu ea, a discutat, a zis, vreau să vii să mă mai vizitez, mai vreau să povestesc cu voi. Eu n-am mai avut vreme să ajung prin localitatea aia. La scurt timp, femeia asta, datorită faptului că s-a îmbolnăvit de COVID, a ajuns în spital. Erau momentele alea ciudate, te băgau după zidurile alea și numai poate plexiglasurile alea te mai lăsau să te vezi cu cei dragi. Și la un moment dat, cei din biserică de acolo s-au dus să o viziteze pe doamnă la spital. A fost ultima lor vizită pe care au putut să o facă, a fost ultima vizită poate pe care doamna asta a primit-o și la un moment dat, dincolo de acel paravan prin care se putea vedea transparent, nu puteau nici bine să se audă, vorbeau la un moment dat prin semne, doamna asta spune așa, o, să știți că eu pe voi vă iubesc și le arată așa o inimă și ăsta încearcă să o încurajeze și îi spune, Dumnezeu va fi cu dumneavoastră, o zi să-i spuneți la pastorul care a fost, că Dumnezeu este cu mine, că Dumnezeu este cu mine, că Dumnezeu a rămas lângă mine. S-au înțeles ei cumva că peste câteva zile s-o mai viziteze, dar n-a mai avut pe cine vizita. La câteva zile această doamnă și-a dat ultima suflare, a plecat din lumea asta și ultimele cuvinte adresate celor care au vizitat-o din biserică au fost să le spune ce altora că Dumnezeu a rămas lângă mine. Mi-am dat seama și gândindu-mă la momentul ăsta cât de important în viață următorul aspect. Când poate totul se spulberă, când toți pleacă, când pe orice te-ai bazat se dărâmă pur și simplu, Dumnezeu să fie acela care să rămână lângă tine, să rămână în viața ta, să rămână în casa ta. Când la un moment dat terapia intensivă primește vizite scurte și cât se poate de rare, când la un moment dat poate starea de sănătate, poate greutățile vieții, situația complicată te face să nu poți să-i vezi pe alții, să ai acea siguranță sublimă și perfectă, că Dumnezeu rămâne lângă tine. Dumnezeul despre care vă spuneam mai la început, că îl iubește pe om, că se uită cu îndurare înspre om, care are atât de multă dragoste față de om. Cred că unul dintre cele mai superbe momente ale vieții e acela în care poți să simți pe cineva care deține controlul lucrurilor, că rămâne lângă tine.
tine. Gândiți-vă dumneavoastră la următorul moment în care poate sunteți într-o situație grea, sunteți într-o situație ciudată, prăbușită de-a dreptul, când nu mai vedeți nicio speranță. Vine cineva la care ați acordat încredere, care va arăta și altă dată că deține controlul, care va arăta și altă dată că poate, că are soluții, că găsește întotdeauna soluții. Și poate nu vă dă soluția de moment, dar la un moment dat, preț de câteva momente, se apropie de dumneavoastră, poate vă îmbrățișează, vă zâmbește și vă spune pe un ton cald: va fi bine, eu rămân lângă tine. Primul sentiment care te cuprinde e siguranța. Și spui: bă, o să fie bine. Poate nu-ți dă soluție, poate cel de lângă tine nu e medic, poate cel de lângă tine nu e un om cu potențial, dar vine să spune: eu rămân. Imaginați-vă dumneavoastră când copiii dumneavoastră au febră mare și nu le mai scade cu mai nimica, dar se apropie mama, le ia în brațe și spune: fii liniștit, o să fie bine, eu rămân lângă tine. O, să vă puteți vedea copilul cum parcă începe să radieze, nici febra nu se mai vede prin trupul lui, o simte doar termometru. De ce? Că cineva în care el și-a pus încrederea i-a promis că va rămâne lângă el. La fel de bine, cel mai dezastros moment al vieții e acela în momentul în care nu poți să-L simți pe Dumnezeu lângă tine. E acela în care nu poți să-L simți pe Dumnezeu lângă viața ta. E acela în care nu poți să-L simți pe suveranul că mai are și pentru tine o soluție. Zgrozave momentele acelea. Dar când poți să-L simți pe Dumnezeu lângă tine, când vine Dumnezeu să spune exact cum eu v-am citit în această seară: nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Oh, pentru mine! De câte ori versetul ăsta al Bibliei a fost o încurajare profundă și puternică, în care parcă totul se zguduia în jurul meu, în care parcă totul spunea că nu va mai exista nicio speranță și parcă auzeam glasul acestui Dumnezeu glorios: nu te teme, că eu sunt cu tine. Și de data asta se va vedea că există un Dumnezeu care nu pierde niciodată controlul. Ce mare har să poți să îl simți pe Dumnezeu lângă tine. Mi-aduc aminte când medicii în Spitalul Județean din Timișoara mi-au spus mie că mama mai are puțin de trăit. O zis: dacă o luați, trebuie să o luați pe semnătură. Era un medic tinerel, așa micuț de statură, se uita în ochii mei, săracul. O zis: îmi pare rău că trebuie să vă dau o veste tristă. Mama dumneavoastră mai are puțin de trăit. Păi și ce facem? L-am întrebat eu. Și au zis: nu știu. Unul dintre grozavele momente ale vieții când medicii pur și simplu dau din numeri. Până să trăiesc momentul ăsta, l-am luat doar ca pe un slogan, că nu l-am trăit niciodată că medicii dau din numeri. Până în momentul ăla din 2019, când l-am trăit pe pielea mea și zis: nu știu, nu știu. Am ieșit pe hol unde era tata. M-am uitat în ochii tatălui meu și am zis: ce facem? S-a uitat la mine și a zis: Alin, nu uita, Dumnezeu este cu noi. Aleluia. Și așa a fost. Cu toate că a trebuit să suporte o operație foarte grozavă, datorită tumorii de la cap, cu toate că medicii de la Cluj, alături de cei de la Timișoara, i-au mai dat mamii noastre doar 6 săptămâni de viață, e în viață, e bine. Și toate astea, ba mai mult de atât, în perioada aceea am putut să simțim acea prezență specială a lui Dumnezeu care ne spunea: îs cu tine, îs cu viața ta, îs cu casa voastră. Cel mai superb moment nu e la neapărat în care ți se dă soluția, că poate până ți se dă soluția durează. Și cel mai superb moment e acela în care Dumnezeu vine și spune: eu sunt cu tine și tu poți să mă vezi. Pentru că, dragii mei, Dumnezeul acesta pe care eu vi-l predic în seara asta e Dumnezeul care nu se ascunde, e Dumnezeul care e lângă dumneavoastră. Toți cei care sunteți prezenți în seara asta aici, indiferent de lucrurile cu care vă confruntați, să nu uitați, Dumnezeu e lângă dumneavoastră. Repet încă o dată, nu contează confesiunea religioasă a dumneavoastră. Ați venit în seara asta aici cu Dumnezeu, cel care v-a adus e Dumnezeu. El coordonează viața omului înspre biserică, Dumnezeu. Dar cum să nu fie superbă viața când la un moment dat, punctul 1, ascultați-mă, viața aduce bătălii. Grozave-s bătăliile. Îs grozave bătăliile.
Războaie, dacă vreți, în interiorul omului. Războaie în viața omului. Și nu vorbesc neapărat de războaiele astea care se duc acum în lume, și războaiele alea care răscolesc viața și ființa omului. Războaiele alea în care răscolesc câte o casă. Războaiele alea când fica la 16 ani strântește ușa în nas și spune: mamă, tu cu ale tale, eu cu ale mele. Și vreo 2 ani de zile nu știi nimica de ea. Îți grozave momentele alea. Când trebuie să duci o bătălie cu tine însuți, când trebuie să duci o bătălie cu viciile din viața ta, când trebuie să duci o bătălie cu sentimente și cu resentimente, când trebuie să duci o bătălie cu situațiile cu care te confrunți. Și în momentele alea în care parcă viața declanșează războaie pe toate fronturile în inima unui om, să poți să-L auzi pe un Dumnezeu care nu pierde: eu rămân lângă tine, să nu uiți că eu rămân lângă tine. Când parcă pacea unei familii se zguduie cu un telefon, când parcă liniștea unui om se zguduie cu câte o veste, când dintr-o dată ți se spune: de mâine intri pe chimioterapie, și parcă toate lucrurile s-au zbuciumat, începi într-o grozavă luptă pentru viață și spui: Doamne, mai dă-mi viață, nu-mi la viața, mai lasă-mă să-mi cresc pruncii, mai lasă-mă să mai fiu mamă și tată între ei. În momentele alea grozave de bătălie interioară, să auzi un Dumnezeu care îți spune: eu rămân lângă tine și nu te las. Pentru că cei mai mulți oameni dau în disperare în bătăliile vieții, pentru faptul că nu știu să activeze puterea lui Dumnezeu, care, atenție, subliniez, rămâne lângă om. Dumnezeu nu pleacă de lângă ai lui, Dumnezeu nu pleacă de lângă creația lui. Stă deseori în așteptare ca omul să facă ceva, ca Dumnezeu să intre în acțiunea lui glorioasă, e altceva, dar Dumnezeu e lângă om. Noi suntem aici, dragii mei, pentru că Dumnezeu care e lângă noi ne-a dus pe picioarele noastre aici, oameni cu diferite bătălii. Sunteți aici oameni care uneori v-ați bătut poate cu gândul sinuciderii și a zis: bă, îmi pun capăt zilelor și n-are rost, și au început să se dea o bătălie puternică: bă, nu pot să fac asta, bă, nu pot să las totul în urma mea, dezastru, bă, am prunci de crescut. Mai apoi vineau războaiele din minte și din sentimente, dintr-un sentimente răvășite și inimă făcută franjuri. Vinea la un moment dat ăla: bă, n-are rost, distruge totul, pune-ți capăt zilelor, ești un datorie, ești vai și amar, toată lumea se uitură la tine. Se dădea o bătălie cruntă și puternică. Acolo, dragii mei, rămâne Dumnezeu, și în bătăliile vieții omului, Dumnezeu rămâne. Aduceți-vă aminte de Gedeon, un bărbat al Bibliei, care la un moment dat Dumnezeu i-a dovedit: Gedeon, eu rămân lângă tine. Gedeon, tu trebuie să te duci să-l bați pe Madian. Bătălia asta, tu trebuie să o câștigi. Ăia sunt mulți, sunt mai mulți ca voi, dar vreau să-ți dovedesc că eu rămân Dumnezeul care nu pierd niciodată. Doamne, e prea grozavă bătălia. Doamne, ia-s prea mulți, eu nu o să pot să fac față, eu nu o să pot să reușesc niciodată, eu nu o să pot să înaintez, o să ne bată ea măr, o să rămânem de rușine printre popoare. Oh, dar vine Dumnezeu și spune: Gedeon, eu sunt lângă tine. Gedeon, un om al lui Dumnezeu, care într-un moment delicat al vieții, în care bătea greul în teasc să fie ascuns de Madian, în momentul în care era într-o nesiguranță ciudată, într-o frică, într-o deznădejde, într-o prăbușire, dacă vreți, din punct de vedere social, vine Dumnezeu și spune: Gedeon, eu rămân lângă tine, urmează să mai porți o bătălie și vei vedea că Dumnezeu e glorios și puternic. Pentru că Dumnezeu vrea să rămână lângă om, doar că omul trebuie să facă exact ce a făcut Gedeon. Dumnezeu e lângă om, nu îi se activează, dacă vreți, puterea să o vedem la capacități maxime, pentru că omul uită un detaliu. Știți ce a făcut Gedeon? Gedeon a început să asculte de Dumnezeu. În momentul în care le ia Dumnezeu și spune: uite, Gedeon, ei numai atâția oameni, te duci cu ăia și pe ăștia îi triez. Îi mai triez odată, Gedeon. Și rămâne Gedeon cu vreo 300 de oameni. În fața unei armate de 120.000, zice Biblia, că au murit. Cine știe câți au mai fost, poate că au reușit să fugă. Și în fața unei armate cu sute de mii de oameni, poate, cu zeci de mii de oameni, Gedeon zice: Doamne, ce fac? Gedeon, eu rămân lângă tine. Tu trebuie doar să mă asculți. Cât de complicat a fost când Dumnezeu îi spune la Gedeon: oamenii care ei triază-i, îi mai lași numai jumătate, oamenii și ăștia care mai triezi odată, îi lași numai mai puțin. Și când se vede Gedeon cu armată micuță: Doamne, ce fac? Gedeon, tu ai uitat că eu rămân lângă tine. Pentru că deseori viața ne duce în câte o bătălie în care resursele noastre sunt foarte limitate.
în care pur și simplu resursele noastre sunt minuscule, omenești, în care cu resursele noastre nu facem mare lucru. Dar în momentul acela e cât se poate de extraordinar să-L auzi pe Dumnezeu care vine și spune: eu rămân lângă tine, eu rămân lângă viața ta, eu rămân lângă trăirea ta, eu rămân lângă sentimentele tale, dar tu trebuie doar să mă asculți. Gedeonul trebuie să activeze ascultarea la adresa lui Dumnezeu. Doamne, te ascult, ce trebuie să fac? Tu trebuie, Gedeon, să mă ascult și să te duci înainte cu oamenii pe care îi ai. Când eu îți dau semnalul, te ridici, vei vedea că ai un Dumnezeu puternic, vei vedea că ai un Dumnezeu care nu pierde. Tu trebuie doar să mă asculți. Dragii mei, Dumnezeu rămâne lângă om. Omul nu-L poate vedea pe Dumnezeu datorită faptului că deseori omul stă în neascultare față de Creatorul, stă în neascultare față de Suveranul. Uitați-vă în Biblie, uitați-vă dacă vreți la oamenii care au trăit experiențe frumoase. Orice om care și-a activat ascultarea a putut să vadă că Dumnezeu rămâne lângă el. La un moment dat se duce Domnul, trece prin Ierihon, îl vede pe Zacheu și spune: Zacheu, dă-te jos. Zacheu trebuie să-și activeze ascultarea. O trebuie să zică: Zacheu, bine, mă dau jos. S-o da Zacheu jos, a rămas Dumnezeu în casa lui Zacheu. Pentru că omul uită să-și activeze ascultarea de Dumnezeu. Păi eu m-am tot întrebat și eu vă întreb și pe dumneavoastră în seara asta: păi de ce fug oamenii de Dumnezeu? Eu nu înțeleg. Biblia, la un moment dat, când ei o asculți, când la un moment dat Biblia o pui pe inima vieții tale și spui: ascult de Dumnezeul glorios, ascult de Biblie, ascult de Suveranul, ascult de ceea ce Dumnezeu îmi lasă în Scriptură. Uitați-vă la oamenii Bibliei care au ascultat de Dumnezeu, au putut să vadă că Dumnezeu nu-i lasă și parcă striga Dumnezeu din cer: nu te teme, eu sunt lângă tine. V-am mai spus eu asta aici, mulți cu siguranță știți, dar prinde bine. Pe vremea când eu eram în Austria, am avut nevoie de un loc de muncă chiar în primul an când am ajuns în Austria. Nu vorbeam germană mai deloc pe vremea aia. La un moment dat mi-am pus și eu nădejdea într-un om. M-am dus la o firmă, Gmund & Molkerei se numea firmă, o fabrică de lapte. Și dintr-o dată, acolo am parcă așa, a venit un sentiment pe mine, o să fie totul bine. Au vorbit cu directorul să mă lase să intru, să fiu în probă. M-a primit directorul în probă datorită persoanei care era cu mine și a pus vorba. Eram atât de bucuros că m-a lăsat în probă, am zis: bă, dacă m-a trimis în probă, tot o să fie în regulă. La un moment dat, când am venit după câteva ore, îi spune persoanei care era cu mine, zice: da, șeful de acolo din hala aia a zis că e bea bun, că face treabă bună, e bună treaba, zice, dar deocamdată nu avem nevoie de oameni. Nu numai la asta nu mă așteptam eu. Zice: mergeți acasă să-și caute de lucru în altă parte, să îi iasă dreptul de muncă, că pe vremea era cu dreptul de muncă în Austria, nu ți ieșea doar dacă lucrai un an de zile continuu la aceeași firmă și când are dreptul de muncă în mână să vină că îl angajăm aici. Am plecat atât de demoralizat, atât de abătut, atât de distrus. M-am dus acasă și primesc un telefon. Un frate din biserică a vrut să mă încurajeze. Frate Alin zice: ascultă ce spun. Dar tu trebuie să mă asculți. Un tată i-a spus copilului său să se apuce să citească toți psalmii din Biblie, că nu o să-i gate de citit și Dumnezeu îi dă un loc de muncă. Eu m-am gândit, dacă așa stă treaba și dacă e vorba de ascultare, eu nu mă culc în noaptea asta până nu-i gat. Mi-am făcut o cafea mare, pe la vreo ora 9 seara m-am apucat de citit-o psalmii. Mateo era micuț, plângea noaptea, noaptea aia zice că s-o trezit de nu știu câte ori pe zi, de câte ori s-o trezit în noaptea respectivă. Deja știam, Andrei era însărcinată cu Carina, îi era rău cu sarcina. Mă duceam deja la 40, din 40 în 40 de minute la pătuțul lui, taș cu tata, taș cu tata, să nu o trezească pe Andreea și continuam din nou citirea psalmilor. Și uite așa am dus-o până pe la vreo 4:30 dimineața. La 4:30 dimineața, când eu citeam ultimul psalm, aveam impresia că se dădea o bătălie în sufrageria aia enormă, că cineva, vreun psihopat, vreun nebun, va sparge ușa de la intrare, îmi va întrerupe ceea ce eu fac și nu voi putea să termin psalmii.
Eram atât de îngrijorat. Băi, eu nu pot să-mi duc ascultarea mea până la capăt. Citeam și mă uitam la ușă, Am terminat de citit psalmii fără să se întâmple nimic. S-a așezat o liniște. După bătălia aia grozavă, m-am așezat și eu în pat, am dormit toți până la vreo 9 ne-ntorși. M-am dus la biserică și simțeam că Dumnezeu e lângă mine, n-aveam soluție, dar am pus în aplicare o ascultare. Simțeam că Dumnezeu e lângă mine. M-am urcat la amvonul acelei biserici micuțe, m-au pus frații să predic în seara aia și le-am zis: fraților, Dumnezeu o să mă ducă la Gmundă Molchiarai. Și ca semn că Dumnezeu rămâne suveran, am zis eu, nu o să treacă anul ăsta, m-am hazardat și eu un pic, și am zis, nu o să treacă anul ăsta. Dar mi-a zis clar domnul Chirvegă că numai la anul, dacă cumva eu îmi găsesc undeva de lucru. Un frate care stătea în biserică se uita la mine așa mai sceptic. De câte ori urcam acolo în față, tot se uita în pământ, dar în mine vibra, Dumnezeul meu nu o să mă lase. Dumnezeu e lângă mine. Eu l-am ascultat, am primit sfatul ce mi l-a zis frate, l-am pus în aplicare, nu o să mă lase. În luna iulie o trebuie să-mi găsesc de lucru, adică tot am căutat și mi-am găsit în luna iulie la o fabrică, la o firmă care făcea curățenie. Toată luna iulie și luna august am spălat geamuri la școlie. Fratele ăsta trecea pe acolo prin față cu mașina, se uita la mine și ți-a trebuit să te hazardezi că tu ești. Dar în aceeași inimă, sub descurajarea altora, vibra același Dumnezeu. Eu sunt lângă tine, apreciez ascultarea. Niciodată Dumnezeu nu o să dea de pământ cu omul care ascultă, niciodată. La un moment dat, undeva prin luna octombrie, vine la mine și îmi spune: bă, tu ești tânăr, te mai hazarda să zici tu din astea că Dumnezeu că face, că te mai hazarda. Bă, m-a luat gura pe dinainte și atunci și am zis: frate, nu numai că eu cred că Dumnezeu mă va duce anul ăsta, mai am și o presimțire că o să fii coleg cu mine. El la un moment dat a avut o reacție pe care nu vreau să vă arăt și a zis: sunt de 22 de ani în Austria, lucrez la aceeași firmă și de aici ies la pensie. Nu a zis nimic. În luna noiembrie, eu deja învățasem german, în luna noiembrie primesc un telefon: domnul Alinda, cât de repede puteți să ajungeți la noi la Gmundă Molchiarai? Și am zis: foarte repede. În pauza de masă i-am zis la șeful: mă duc până undeva. Am intrat în birou la domnul Chirvegă și mă întreabă așa: cine ești și ce vrei? El mă cunoștea, că noi am mai tot bătut la ușa lui, nu este cumva vreo șansă. La un moment dat eu îi spun, dacă el a început așa, am zis: mergi și eu pe același ton. Sunt Alin și vreau să lucrez aici. Și el a zis către mine: omule bun, eu n-am somn de două nopți. Mi-am sunat sora lui era medic, era un catolic practicant. Am întrebat-o pe sora mea dacă are ceva cu mine, o zis că n-are nimic. Mi-am sunat fratele, o zis că n-are nimic. Am sunat-o pe mama, care încă e în viață: mamă, tu ai ceva cu mine? O zis că n-are nimic. Mi-am făcut toată analiza vieții și n-am avut somn. M-am gândit la tine și mi-am căpătat liniștea. Uite, te angajez aici. Vibram de bucurie. Și zice: fii atent, dar cu o singură condiție. Spune-ți, dacă ești dispus să începi de la 1 decembrie, ca să nu treacă anul. Am semnat cu Gmundă Molchiarai, m-am dus la biserică, m-am urcat din nou la amvon și le-am zis: fraților, Dumnezeu rămâne același. În bătălia mea de a-mi găsi un loc de muncă, a fost grozavă bătălia aia. În bătălia care mi s-a dat la nivelul minții, e Dumnezeu, nu e Dumnezeu, poate Dumnezeu, nu poate Dumnezeu, ascultă Dumnezeu, nu ascultă Dumnezeu, Dumnezeu a rămas același și le spun: frățiorul nostru băga capul în pământ. Eu n-am zis nimic. O trecut decembrie, ianuarie, februarie. Într-o zi de februarie, când eu ieșeam de la schimb 1, eu văd undeva pe un culoar un mers care îl cunoșteam, mai legănat, al fratelui nostru. Când îl văd îmbrăcat, când noi ne schimbam acolo, când îl văd, îi zic: da, ce face? Să nu ziceți că lucrați aici. Mi-a dat un răspuns pe care, dacă dumneavoastră puteți să-l decodați, decodați-mi-l și mie. O zis: frate Alin, domnul e mare și divers. Păi drept, Dumnezeu e și mare și lucrează cum vrea El. Și vine în bătălia omului care se dă pe diferite fronturi când omul ascultă.
Ascultați ce zice Dumnezeu la Gedeon. În noaptea aceea, Domnul i-a zis lui Gedeon, scoală-te și coboară-te în tabără, căci am dat-o în mâinile tale. Dacă Gedeon ar fi ascultat o indicație din partea lui Dumnezeu, dacă Gedeon ar fi zis, n-ascult bă de tine, că strategia de luptă e catastrofală, nu bate cu ce credem noi. Știți de ce mulți nu pot să-L vadă pe Dumnezeu astăzi? Că vine Dumnezeu, dacă vreți, îmi permiteți paralela și ghilimele de rigoare, o strategie de luptă cu diavolul și cu lumea întunericului de a trăi frumos. Și strategia e aici. Și omul ia Biblia și zice, du-te bă că e pe demn odată. Au să fac eu, cum zice acolo, că e pe demn odată. Și nu mai ascultă. În momentul ăla, Dumnezeu stă lângă tine, dar așteaptă ca să activezi ascultarea. Toți cei care vreți să-L simțiți pe Dumnezeu lângă voi și să-L vedeți, ascultați-mă bine în seara asta, activați ascultarea de Dumnezeu și de Biblie. 2. Dumnezeu rămâne același, rămâne acolo lângă noi și ne spune, nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare. Și atunci când omul ajunge în valea îndoielilor, ați ajuns vreodată în momentul ăla sceptic al vieții? În care pur și simplu n-ați mai știu ce să mai credeți, ce să spuneți, ce să faceți? Vă duc cu gândul la un moment al Bibliei. Imaginați-vă-l pe Moise, care iasă din Egipt cu vreo 2 milioane de oameni după el, pleacă, se duce spre țara promisă de Dumnezeu, ajunge la Marea Roșie, care era foarte greu de trecut, iar în spate vineau carele dușmanilor în galop și dornici să treacă prin sabie pe tot poporul lui Dumnezeu. Puneți-vă în locul lui Moise, preț de câteva momente, puneți-vă în locul lui Moise, când au venit oamenii și au spus, Moise, murim aici, dar de ce nu ne-ai lăsat în Egipt? De ce nu ne-ai lăsat în ale noastre? De ce nu ne-ai lăsat acolo? Măcar aveam ce mânca, aici murim, dar nu puteam să stăm, stăteam noi robi egipte. Bă, dar măcar aveam ce mânca, Moise, de ce nu ne-ai lăsat acolo? La un moment dat Moise trebuia să dea o soluție, Moise trebuia să dea un răspuns, Moise trebuia să facă ceva, Moise trebuia să le spună ceva. Ce grozavă a fost o bătălie în mintea lui Moise în momentul acela și poate îndoiala aceea așa oamenilor că Dumnezeu îi va lăsa să fie prăpădiți și nenorociți și bătălia aceea grozavă și cumplită din minte și din inimă. Bă, dar n-am putut noi să rămânem acolo și la un moment dat Moise trebuia să dea soluția. Dragii mei, imaginați-vă că poporul ăsta-s copiii dumneavoastră. Ce n-ar face mama pentru un prunc? Ce n-ar face tata pentru al lui? Că ai dat pentru copilul tău un popor, ai face orice, cum a zis o mamă către mine, aș scoate rinichiul meu dacă ar fi compatibil să-l dau copilului meu. Gândiți-vă că sunteți mama care trebuie să-i dați un răspuns unui copilaș care ți uită în ochii tăi și nu înțelege de ce trebuie să facă dializă. Nu, acum explică-i la copilul ăla. Gândiți-vă că la Moise nu i-a fost ușor să dea un răspuns la câteva sute de mii de oameni, poate atunci adunați lângă el. Că nu i-a fost ușor să țină prelegerea aia. Oh, poate era îndoielnic și în mintea lui, dar și în mintea poporului. Bă, Dumnezeu ne va prăpădi aici lângă Marea Roșie. Și în valea îndoielilor noastre, Dumnezeu rămâne lângă noi. Dar omul trebuie să asculte indicațiile lui Dumnezeu. Deseori omul devine super selectiv. Ascultă doar ce vrea. Face doar ce îi place. Pune în aplicare doar ce îi cade foarte bine în anumite momente ale vieții. Vine Moise la un moment dat și le spune în felul următor. Nu vă temeți. O trebuie să le dea un răspuns. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi să stați liniștiți. Să poți să stai liniștit, să asculți indicațiile lui Dumnezeu și să le pui în aplicare. Să poți să stai liniștit și să stai pe loc, adică să nu iei înaintea lui Dumnezeu. Pentru că oamenii care stau în valea îndoielilor, care la un moment dat nu știu ce să facă, când lucrurile se clatină și e pur și simplu parcă un pericol iminent, cei mai mulți oameni o iau înainte și fac greșeli. Și prostiile alea în care omul o ia de capul lui, o mai suferă și pruncul, o mai suferă și mama, o mai suferă și familia.
și la un moment dat mai suferă și alții pe lângă tine. Aici Dumnezeu le spune, stați pe loc, stați liniștiți, veți vedea ce Dumnezeu avem. Dumnezeu e aici lângă noi. Doamne, ce să fac? Moise atinge cu toiagul Marea Roșie, atinge Moise cu toiagul, se despică Marea Roșie în două și trec oamenii ăștia ca pe uscat. O, de câte ori omul stă în îndoielile lui în fața lucrurilor complicate și nesigure și o ia înaintea lui Dumnezeu și nu rămâne acolo unde Dumnezeu l-a așezat. Gândiți-vă în seara asta de câte ori v-ați pripit. Fără să aveți o confirmare a lui Dumnezeu în inimă, fără să puneți planul dumneavoastră, să-l pliați cu Biblia, să-l așezați aici și să spuneți, bă, planul meu bate cu Biblia sau nu bate cu Biblia? Și ați luat-o înainte și n-ați făcut ceea ce Dumnezeu v-a spus, n-ați făcut ceea ce Dumnezeu a lăsat prin Scriptură și n-ați făcut ce Dumnezeu a dictat și a luat omul înainte. Mai apoi, când omul ia înainte și face prostii mari, vine tot către Dumnezeu și zice, Doamne, unde ești? Și Dumnezeu zice, lângă tine. Păi cum că nu înțeleg, e fractură de logică. Cum ești lângă mine și uite ce am făcut eu? Păi da, dar tu n-ai ascultat de indicațiile corecte. Tu ai luat-o înainte. Îți are mult tați care scriu o istorie urâtă în case. Îți are multe mame care duc o bătălie în educarea copiilor în generația asta, dar duc o bătălie greșită pentru că n-ascultă indicațiile lui Dumnezeu. Pentru că n-ascultă indicațiile Bibliei. Că nu-ți mai iei copilul să-i spui, bă, tu trebuie să stai pe loc. Stop! Tu până aici, dincolo de asta nu se trece. Să spui hotare vieții tale și să spui stop, eu stau pe loc, dincolo de asta eu nu trec. Și când alții vor să te împingă în Marea Roșie, să te neci și te împing dușmanii din spate dacă vrei, să te arunci în apă și la un moment dat să mori și să te neci, tu să ai puterea să spui eu rămân pe loc, Dumnezeu are și pentru mine o soluție, nu vreau să fac un pas fără de glasul lui Dumnezeu peste viața mea. Pentru că oamenii din pripă scriu o istorie ciudată. Am întâlnit oameni care la un moment dat și-au dat drumul la gură. După ce au scos câte o prostie, au dat cu palma peste gură și au crezut că ce s-o rezolva problema. Na, s-o dus. Moise a ascultat indicațiile lui Dumnezeu. Poporul a ascultat indicațiile lui Dumnezeu. Acum că tot a venit vorba de avioane, că fratele Gabi s-a întâmplat ce s-a întâmplat, mi-am adus aminte și azi m-am tot gândit cât e de important să asculți indicațiile. Acum eu zbor cu avionul și nu supersticios deloc, că mă pun tot la locul 13. Acolo tot mă pun tot la pe rândul 13. Și m-a întrebat cineva odată, dar nu ți-e frică să și zbor cu avionul? O zis odată unul către mine, nu, gândește-te, zice, e vineri, îi 13 și te-ai pus pe locul 13. Și am zis, nu e niciun bai, că e vineri 13, m-am pus pe locul 13, zic, știți care e diferența între mine și dumneavoastră? Era un domn acolo, știți care e diferența între mine și dumneavoastră? Că eu pe locul 13 stau mai lejer, că ăla e locul de la ușa de urgență și mai lejer un pic. Și la un moment dat vin stewardezele, în caz de urgență vă rugăm să ne ajutați, să faceți așa, să deschideți ușa, deja știu pe legerea lor. Și zic, bine, și ele termină discursul lor așa, nu deschideți ușa doar la indicația noastră și dacă cumva vă indicăm, nu cumva să nu o deschideți. Adică nu ne lăsați. Bă, cât este de importante indicațiile? Să le pui în aplicare. Vreți să vă spun ceva? Ortodoxi, baptiști, penticostali, catolici, care vreți dumneavoastră? Toți știți. Toți știți că e păcat să mințim. Toți știți că e păcat să vorbim urât. Toți știm că e păcat să bârfim. Toți știm că e păcat să-i terfelim pe alții lângă noi. Toți știm! Marea problemă e că prea puțin pun indicațiile în acțiune. Moise, dacă stătea cu toiagul ascuns undeva, mureau toți. O zis, ia toiagul și atinge marea. Indicația superbă, vitală, obligatorie. Moise să spun, nu mă las că ating cu piciorul, ce are? Să le arăt ăștia ce... Nu. Marea durere a generației noastre e că oamenii știu, dar nu pune în aplicare indicațiile. Doamne, unde ești? Bă, lângă tine. Aștept să începi și tu să pui în aplicare indicațiile lui Dumnezeu. Ne-a dat Dumnezeu viață până astăzi ca să mai înveți omul să pună în aplicare indicațiile lui. Sufletul ăsta care e veșnic, venit de la Dumnezeu și la Dumnezeu trebuie să se întoarcă, în bucățica asta de timp numită viață, trebuie să pună în aplicare indicațiile lui Dumnezeu. Aici le găsiți pe toate.
indicațiile superbe în care Dumnezeu spune, eu sunt Dumnezeul tău, să n-ai alți Dumnezei în afară de mine, să nu te închin la lucrurile stricate, să nu te închin la bani, că unii pentru bani calcă peste alții, să nu te închin la relații, că unii de dragul unor relații calcă pe alții în picioare, să nu te închin la faimă, că unii de dragul faimei calcă peste cadavre. Vine Dumnezeu și spune, nu, rămâneți cu inima blândă și smerită lângă un Dumnezeu care vrea să rămână lângă tine. Și în ultimul rând, ca să poți să-L simți pe Dumnezeu lângă tine, în al treilea rând, ascultați-mă foarte bine, Dumnezeu mai coboară și în fața înfrângerii. Cu asta închei. Toți cei care suntem aici, mai devreme sau mai târziu, și am fost, sau dacă nu, vom fi înfrânși. Dacă suntem realiști și sinceri în seara asta, suntem oameni foarte înfrânți, cu înfrângerile noastre cumplite, cumplite și grozave. De multe ori omul a rămas atât de înfrânt, s-a prăbușit atât de tare încât a devenit dezolant. Altora le era greu să mai stea de vorbă cu el. Grozav moment, greu moment, ciudat moment. Cum îmi spunea mie la un moment dat un copil, îmi spunea, frate Alin, mie mi-e greu să mai stau cu tata, să mă mai vadă cineva cu tata pe stradă, mi-e greu. Dar de ce? E prea înfrânt. Am terminat dreptul, îmi zicea băiatul ăsta, toată lumea mă știe de băiat bun, tata-l culeg de prin șanțuri. Mi-e atât de greu, când atunci când ajung acasă, în loc să mă ia tata în brațe, tata e înfrânt de alcool. E distrus. Mă sună mama și îmi spune, unde ești? Păi mă dau jos din autobuz. Du-te la cârciumă. Du-te la barul ăla spurcat. Să le ieși pe tata tot acasă. O să am un tată înfrânt. Și am zis, și cum îl privești? Dezolant. Mi-e scârbă de el. Și am zis, nu-i voie. E taică-tă. Aduceți-vă aminte de Petru, Sfântul Petru. Iisus îi spune, Petre, te lepezi, te lepezi, ascultă-mă bine, Satan a cerut să vă cearnă, Petre, o să dai de pământ cu tot crezul tău, o să dai de pământ cu tot ce crezi tu, o să dai de pământ cu tot ce ai afirmat tu, Petre, o să distrugi toți anii ăștia cât ai stat lângă mine. Zici că era român și Petru, n-ai că nu mă cunoști încă, nu știi neamul meu. Niciodată, rămân cel mai tare lângă tine. Și Petru devine înfrânt. Se leapă de-n fața unei slujnici atât de josnic. Nu-l cunosc. Petre, o fă la tine acasă. S-o vindeca neamurile. Petre, ai stat lângă el de nenumărate ori. Petre, l-ai întrebat atât de multe lucruri. Ți-a destăinuit atât de multe lucruri superbe. Petre, cum nu-l cunoști? Nu-l cunosc! Nu știu cine e. Cât de grozav ar fi să mergeți luni dimineață, luni la ora 12 și să vă luați copilul de la școală și să vină copilul să spună, tu cine ești, nu te cunosc, dispar de aici că nu vreau să te văd. Știți care e prima reacție? Taci că ne aud vecinii, taci că ne aud ăștia, la nu vorbea și discutăm acasă, taci! Dar totodată în inimă de mamă zici, bă, cum o zis așa? Păi cum să zici, dispar că nu te cunosc? Păi e mama lui, e tata lui. Vi-l imaginați pe Domnul care l-a ținut pe Petru aproape și Petru la un moment dat un înfrânt pur și simplu, o dat de pământ cu tot ce-o crezut el? Auziți ce zice Biblia? Domnul își îndreaptă privirea înspre Petru. Prima reacție e să crezi că privirea a fost un fel de ne vedem noi peste 3 zile. Dar nu. Privirea lui Hristos înspre Petru n-a fost o privire amenințătoare. Privirea lui Hristos înspre Petru a fost cu următorul mesaj. Petre, ridică-te, că eu sunt lângă tine. Oameni înfrânți, oameni prăbușiți în vicii, oameni cu bătălii pierdute, oameni îndoielnici care își pun 1.000.000 de întrebări dacă Dumnezeu mai poate. Oameni în situații dezolante și ciudate, ascultați-mă bine, în seara asta la Efrata, privirea lui Dumnezeu e peste sufletul dumneavoastră și Dumnezeu zice, auzi, ridică-te, că eu sunt lângă tine.
poți să fii și tu un om care spui întotdeauna adevărul. Poți să fii și tu un om care se iubește pe alții. Poți să devii un om respectat în societatea asta. Poți să fii un tată cu care să se bucure ai tăi. Ridică-te! Pe cei mai mulți, diavolul îi ține departe mințindu-i că Dumnezeu se uită la ei amenințător. Dumnezeu nu-i polițistul de serviciu. Dumnezeu nu-i cel care abia așteaptă să-l trăznească pe om. Dumnezeu e cel care rămâne lângă om, îl privește într-un mod duios și spune: ridică-te, pentru că eu rămân lângă tine. Vreau să fac om din tine. Petre, ridică-te! Și știți ce a făcut Petru? Ca să simtă că Dumnezeu rămâne lângă el, s-a dus Petru să-și plângă plânsul pocăinței. Și zice Biblia, a început Petru să plângă cu amar. Mai apoi a fost zilele în care Hristos a fost îngropat. A venit întâlnirea din Galileea. A intrat Domnul prin perete. Erau ucenici adunați, era și Petru acolo. Și Hristos a venit să-i spună: Petre, rămân și lângă tine. Și le spune Domnul așa: iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Și a zis Petre: și cu mine, Doamne, și cu tine, Petre. Eu m-am lepădat, nu contează, ascultă-mă, știi care e partea bună? Că ai știut să valorifici pocăința, ai știut să-ți plângi plânsul pocăinței și eu am rămas lângă tine. Nu contează că odată diavolul de pământ cu tine, de două ori, de trei ori, de 100 de ori, știi ce contează? Să înțelegi că și Hristos e lângă tine, îți întinde mâna și zice: hai, hai. Au cunoscut-o băieții aia care sunt așa youtuberi, graurii, cred că au pe internet, îmi place de ei, băieți deștepți. Au cunoscut-o pe o fată care e oarbă, lucrează pentru un minister, și au cunoscut-o ajutând-o într-o zi să treacă strada. Au văzut-o că stă la semafor și că e oarbă și unul dintre ei a zis: te ajutăm noi să treci? O mână întinsă, a început să scrie o istorie frumoasă, o istorie superbă. O fată care a știut să-și pună povestea, să-i inspire și pe alții și să le spună că și chiar cu dizabilitatea asta există o viață în care Dumnezeu rămâne suveran. În seara asta Dumnezeu se uită la tine ca la Petru, îți întinde mâna și spune: auzi, ridică-te. Nu se uită să te amenințe, se uită să spună: ridică-te. Eram odată în aeroportul din Bergamo și primesc un telefon. Sunteți pastorul Alin Nemes? Da. Eu sunt acum pe marginea unui geam dintr-un hotel din Germania la etajul 9. Stau gata să mă arunc. Pentru mine nu mai există nicio șansă și nicio speranță. Am vrut doar să mai vorbesc cu cineva 2-3 minute. Am făcut rost de numărul dumneavoastră și vreau doar să vă spun atât. Pentru mine nu mai există speranță. Mă arunc. Băi, eu l-am luat de bună. Eram la rând la îmbarcare, chiar urma să-mi caut pașaportul acolo, să-mi scanez biletul și am zis: auzi, dacă tu ești unde zici, așteaptă-mă 2 ore să aterizez la Timișoara. Eu mai apoi te sun și stau de vorbă cu tine cât vrei tu. Ascultă-mă, să nu cumva să te arunci. Am aterizat după 2 ore, undeva la ora 11 seara, pe atunci, l-am sunat cum i-am promis, am vorbit cu el pe drum spre casă și am mai vorbit vreo oră și jumătate în mașină în fața casei. I-am spus: Dumnezeu te ridică. Mi-a spus povestea lui atât de dureroasă, căderile lui, depărtările lui de Dumnezeu. Oh, mi-a zis cât de jos o dus. I-am zis: ascultă-mă, Dumnezeu nu se uită la tine să te amenințe, se uită la tine că îți așteaptă ridicarea. Dumnezeu te ridică. Mi-a plăcut atât de tare că a zis către mine într-un final: e sigur că Dumnezeu o va face? Îi zic că 100% convins și abia aștept să te întâlnesc în viață. Într-o seară de evanghelizare aici, în biserica Efrata, când au venit cei care urmau să cânte, intră cu un tânăr, nu chiar tânăr, 40 de ani și tânăr, nu? Intră în birou, se uită la mine și eu la el, îi salut, fac cunoștință cu el și a zis: nu mă cunoașteți, de unde? M-a luat și m-a strâns în brațe atât de puternic, atât de tare, mă ținea săracul. A zis: eu sunt cel care v-am sunat. După ce am închis telefonul, am plâns până dimineața. Dar nu mai era plânsul disperării, era plânsul ăla
că un Dumnezeu suveran mi-a întins o mână. Poate ai bătăliile tale, nu știu ce bătălie ai în viață. Ascultă-mă, ascultă-L pe Dumnezeu. Nu te mai lua după societate, că tu nu ești bun de nimic, că tu o să fii praf, că cu tine o să fie un dezastru, că familia ta o să fie de rușine, că pruncii tăi, cine știe ce o să se aleagă de ei. În toate bătăliile astea care se dau în minte, lasă-le deoparte și activează ascultarea de Dumnezeu. 2. Pune în aplicare toate indicațiile lui Dumnezeu, nu rata niciuna. Toate sunt importante, toate. Și mai apoi, în prăbușirile tale, nu uita că Dumnezeu îți așteaptă plânsul pocăinței. Noi ca pastori ne mai facem zilele și până cimitire. Că trebuie să-i îngropăm pe unii și complica momentul ăla când vezi lacrimile cuiva doar la mormântarea cuiva drag. Dar sunt atât de binecuvântate momentele când oameni care-s bine, care au bani, care conduc mașini de lux, care stau în case frumoase, au puterea să spună: îți mulțumesc că tu ești lângă mine. Și mai lasă lacrimile să le mai curgă pe față în semn de recunoștință. Doamne, în toate luptele mele vreau să te ascult pe tine. Vreau să pun în aplicare tot ceea ce tu îmi spui prin Biblie și să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, promit că am să mă ridic. Nu o să mă las prăbușit de diavol și de societate, tot mai seculară și mai departe de un Dumnezeu bun, vreau să mă ridic. Când Dumnezeu vede o astfel de stare, activează și începi să auzi dintr-o dată: nu te teme, nu te uita cu îngrijorare, eu sunt Dumnezeul care te scap, eu sunt Dumnezeul care îți vin în ajutor. E grozavă starea în care nu l-ai pe Dumnezeu lângă tine. Trebuie să vă zic și asta, vă zic. Că a fost pentru mine traumatizant când într-un avion am văzut o fetiță atât de iubită de părinții ei, atât de luată în brațe, atât de pupată, atât de adorată fetița aia. La un moment dat, cam cu 40 de minute înainte să aterizăm, mama care și-a iubit fetița într-un mod puternic, când fetița a dormit pe genunchii tatălui care stătea la geam, a început să urle, să urle de-a dreptul, să urle. Noi toți ne-am speriat în avion. Bă, dar ce s-a întâmplat? Că atâta ciocolată i-o dat la asta mică, atâta dragoste, atâta iubire. Bă, cum să urli dintr-o dată? S-au ridicat oameni lângă ea și au zis: stimată doamnă, vă ajutăm, lăsați-mă, au zis, lăsați-mă în pace. La un moment dat au venit stiuardezele: doamne, noi suntem aici ca să vă fim un ajutor. Ce să facem pentru dumneavoastră? Ce să facem? Cu ce vă putem ajuta? Vă rog, vrem să vă fim alături. Și la un moment dat femeia asta s-a ridicat în picioare, a ridicat tonul mai tare și a zis: stimată domnișoară, n-ai cum să mă ajuți. Și au zis: dar de ce sunteți așa? Ce s-a întâmplat? O mamă la vreo 40 și ceva de ani și de un batic de pe cap jos, cheală complet, fără de sprâncene, urletul ei parcă a zdruncinat și inima noastră. A zis: sunt așa pentru că sunt o mamă zdruncinată de cancer și măcinată de cancer și fiecare zi a mea, de fiecare dată mă gândesc că poate e ultima și mă uit la fetița asta care într-o zi va rămâne fără mamă. Cum ați vrea să fiu? Lăsați-mă măcar să plâng, o zis ea. Stuiardeză a început să plângă mai tare ca ea. O luat-o în brațe, o strâns-o tare, s-o liniști femeia. Am aterizat, am vrut să-i spun ceva, dar era înaintea mea cu câteva rânduri și n-am mai apucat, că toți i-au dat loc să iasă. M-am întrebat pe drum de acolo, de la Cluj, spre Satul Mare, unde eu plecam atunci: Doamne, ce ai vrut să mă înveți? Ascultați-mă, două brațe de om care sunt lângă tine îți dau liniște o bucată de vreme. Două brațe de Dumnezeu îți dau liniște pentru totdeauna. Gedeon a fost luat în brațe de Dumnezeu. Gedeon, trebuie să duci o bătălie. Dar uite, ești în brațele mele. Moise a fost luat în brațe de Dumnezeu. Moise, ai o provocare extraordinară să nu fii îndoielnic. Ăștia sunt îndoielnic. Tu ești în brațele mele. Petru, alții ți-ar spune că tu nu mai ai nicio șansă, că tu ești pleava societății de ce ai făcut. Petru, dar tu ești în brațele mele. Pentru toate astea știți ce îmi spune, ce-mi vine să-i spun lui Dumnezeu în fiecare zi și o fac? Doamne, eu te iubesc. Vă invit să stăm împreună ridicați.
Și permiteți-mi înainte să încheiem seara asta să cântăm împreună această frumoasă cântare. Și să-i spunem lui Dumnezeu, eu te iubesc, mila ta e nesfârșită. Să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, eu sunt aici pentru că Tu mi-ai avut milă de mine și de viața mea. În bătăliile tale de până astăzi, poate Dumnezeu ți-a rămas alături ca să-ți spună, tu nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să începi să-L asculți? Că bunătatea lui Dumnezeu, de fapt, te îndeamnă să începi să pui în aplicare toate indicațiile Lui? Că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să-ți mai plângi plânsul pocăinței? Să te ia pe brațe cel atotputernic și să te țină până la final? Și când mai vine câte o bătălie și când mai vine câte o provocare ca și Marea Roșie și când mai vine câte o prăbușire din neatenție, să te uiți în sus, să-ți mai ridici mâinile, să spui eu te iubesc, că eu rămân al tău, tu ești tatăl meu, ce mare har, să poți să-i spui regelui universului, tu ești tatăl meu. Și vin medici și spun, nu mai este nicio șansă, și tu spui, eu am un tată, Doamne, tu ești tatăl meu. Ce mare har să ai un tată la care să-i spui în seara asta, eu te iubesc.